Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS22. Nu uitați, înainte de a începe acest videoclip, v-aș ruga să dați like acest videoclip, pentru că se anunță ceva incendiar. Bine, gândesc. În spatele nostru avem noul nostru tractor. Un UTB BT. Și cu un disc, dar nu sunt singurile moduri noi, să zicem așa. Pentru că mai avem acolo jos un trapez care am avut un pic de treabă cu el pe aici și l-am dat chiar jos acolo, dar mă rog. Și am zis, bă, să punem la treabă noile tractoare și dacă tot am văzut terenul ăsta aici, care este deja arat, să-l discui. Așa, pe UTB-ul ăsta, probabil îl știți din fotografii, este al lui Barbă Verde. Dar nu știu ce s-a întâmplat, le-a pus un brad la Dowland, dar se desfază, nici măcar nu le-a dat credite lui Barbă Verde că să le lui. Și ăsta, și ăla de acolo, trapezul, și mai sunt vreo două, nu, trei, nici nu mai știu, habar n-am, da, mă rog, dar dacă pui ceva la Dowland și nu să le tăi, dă frate credite la cel care le-a făcut. Că n-ai stat tu să te chinui să faci modurile respective, mai fi ăsta sau ăla. S-au lucrat foarte mult la detalii, la toate astea, una în alta, și tu îți bagi joc într-o secundă, cum s-ar spune. Dacă știi că nu să le dă, dă-le la creator credite. Dar cam așa face băieții sau oamenii care joacă farming. Cumpără niște moduri de la altcineva și se gândește el, bă, să le pun la Dowland, că poate face rolul celui care a făcut modul. Da, asta este faptul este consumat, cum s-a spune, dar măcar avea bun simț și dădea acolo niște credite. Modul așa e frumos, îmi place cum arată una alta, dar am zis, cel care le-a pus la două ani nu e frumos ceea ce a făcut, pentru că putea să scrie că nu vrea mâna credit by Barbă Verde sau șeful mod. Așa că dacă vreți modurile, intrați pe linkul din descriere către serverul lui Mitruș Metere Community, pentru că acolo le veți găsi. Și pe serverul lui Barbă Verde, Barbă Verde Sebi Community, parcă, nu mai știu exact. Pentru că la 1400 de membri o să pun un UTB. Dacă îl mai pune, nu știu sigur, dar doar intrați. Pentru că nu vă costă nimic. Așa. Eu am vrut să dau cu discul pe trenul ăsta, pentru că l-am lucrat. Și era vie, aici era vie unde am făcut eu arătura, pentru că vreau să sem în terenul ăsta și o să aduc utilajele în zona asta pe aici. Bine, pe lângă tractoare, băiatul acela ce a pus UTB-urile, ăsta și pe ăla, la altul, la două, am mai pus și niște utilaje, tot de la Barbă Verde, tot fără credite, dar asta este, n-avem cât să fă, n-ai cât să fă. Unde pleci? Stai, mă, aici, ui. Mamă, ce poze mișto așa. Bun. Acum vreau să pun aici punctul de vânzare al utilajelor. Să mai cumpărăm un tractor. Deci avem astea două, da? Deci ăsta și cu ăsta, da? Bine, că până nu ați văzut că... Da, mă rog. Dar vi-l arăt așa, mai pe viu. Deci, ăsta e ăla, care l-am eu, ăsta. Putem schimba motorul în alta și putem pune în configura roțile la cale lată sau în gust. Deci, așa. Mai este asta, universal, 6500, m-am bălbit, mă rog. E aceeași față că ăla, nu știu ce stă așa, aiurea, mă rog. Eu vreau să cumpăr un tractor acum, să vedem ce tractor luăm.
Hai să luăm pe domnul ăsta, că de când nu l-am mai jucat pe el, nu mai știu când. Bine, 6-6-50. Am vrut să zic, da, m-am bălbuit un pic. Da, nu-i problemă. Înțelegeți voi ideea. Pentru că ați văzut ce scrie acolo. Bun. Și din câte știu, s-a mai pus o semănătoare. Da, uite aici. De la Lizard. Bine, Discmake are... Oh, mamă, ce mă, că asta e un fel de semănătoare, nu e românească, e asta mai străină, așa, dar... Nu se compară cu sub 29, unde e sub 29 nostru? What the... Mă rog. Eu aveam și un sub 29, dar văd că nu mai este, dar mă rog, mă rog. Se schimbă modurile între ele, vă dați seama. Așa, luăm sămânță, vreau doar și cu varpă teren, distribuitor de îngrășăminte și fertilizator, luăm de ăsta, pentru că știți foarte bine că noi lucrăm cu aceste utilaje. Deci, bun. Uite aici, sub 29-le, bine, în ghilimele, dar mă rog, hai terminăm cu discul prima oară, după aia dăm și cu... Și cu ăla și vedem ce mai facem după aia. Pe parcurs o să vedeți toate modurile pe care le-a pus băiatul respectiv. Dar credite by Barbă Verde, să nu uitați treaba asta. Că s-a făcut de el UTB-urile astea și sau ce mai a pus el acolo. Deci nu le-a făcut cel care le-a pus. Le-a făcut creatorul, Barbă Verde, doar că băiatul s-a cumpărat de la el, cred, sau nu știu exact, și... Bine, am omis o bucată, dar nu-i problemă, o facem după aia. Acum, na, ei știe ce vrea să facă, nu mă bag, nu știu, eu v-am zis. Din cauza la un om, ajunge să nu mai vedem nici noi moduri. Din cauza la unii. Da. Asta e mai bun. Știți cum este treaba aia? Jucăm cu ce avem. Chiar dacă nu se mai pun moduri una alta, măcar să rămânem cu ce avem până în momentul de față. Pe FS 22. Că mai e foarte puțin și vine FS 25. În noiembrie, nu știu când vine. Deci, asta este. Da, dacă tot sunt eu aici, hop. Pune, bă, frână, băi, țărare, băi. Așa, un selfie așa, e frumos, îmi place că nu se vede cerul în spate. Cred că aici o să iau 2 saci. Nu, de vară, băi. Știu că nu am mai pus nimic. Știu, nu mă înjurați. Dar, sincer, m-am vrut să mai pun, dar nu am mai știut exact ce să filmez. Că puneam fără să ezit, dar încerc pe cât posibil să nu mai pun chiar mereu așa zi de zi, că până la unde ajung. Și hai să încărcăm cu var, probabil să mergem la pădure, că a apărut și o remorcă de pădure, dar este unde la forestry, nu mai știu. Nu la forestry, e la remorci, mi se pare. Și a mai apărut și o remorcă de silos pe lângă aceste moduri. UTB, disc, uite asta. Sau ailalt, nu asta. Dar la fel. Deci, asta e de silos, parcă. Și remorca de pădure, nu asta, unde era mă aia? Am pierdut asta. Bine, așa să merge de pădure. Și asta. Da, nu, asta de pădure, văd. Dar e aceeași treabă. Așa. Da, asta e. Văd că discul, cred că este de FS 15 convertit și făcut cum trebuie, chiar îmi place.
știți că era o pagină de Facebook, FS15, care făcea moduri pentru FS15, Agroferm se numea pagina, și puneam moduri de diferite pentru FS15, adică discuri, pluguri, UTB-uri uneori. Și sau l-a făcut el, nu știu exact, nu știu nimic, v-am zis, nu mă bag în treaba altora, eu ce găsesc apare pe canal, chiar dacă sunt cum sunt, UTB-urile sunt românești, știți să foarte bine că noi jucăm foarte mult cu UTB-uri, mi-e plac foarte mult UTB-urile, dar am zis, nu știu ce s-a întâmplat în comunitatea farming, nici nu vreau să mă bag în treburi care nu mă privește pe mine. Ei știe Barba Verde cu respectivul ce a pus modurile la Dowland. Eu doar mă joc cu ce am în joc. Ca să știți. Deci, apoi de la mine nu e vina mea că s-au pus modurile pe Facebook. Dar puteți da un ochi la Mitruș, pe serverul lui Discord Metere Community și pe serverul lui Barbă Verde și Sebi Community, parcă se numea serverul, nu mai știu exact. Și așa bucat de arătură, să nu lăsăm așa. Poate vine ăla cu băiatul ăla, poate vine ăla cu Varu și una alta. Văd că tractoarele sunt frumoase, n-am nicio treabă, dar nu știu ce sunt albe, așa că detalii, nu știu, exact, nu mă... Dar atâta timp când merge una alta, nu mă amintesc de detalii, de toate alea. Ne jucăm cu el așa cum este. Dar v-am mai zis o dată, nu este frumos să vă bate joc de munca altora, măcar dați credite. Atâta se cere, nu altceva. Dacă un mod nu este făcut de voi, puteți scrie acolo, credits by Barba Verde sau Metere sau Mitruș. Că nu durează mult, dar multă lume nu înțelege, asta este. Eu v-am zis, nu am nicio treabă cu ce se întâmplă, dacă nu mă privești pe mine, dar vă zic, încă o dată, nu este frumos ceea ce se întâmplă, da? Unii gândesc cu... nu mai zic. După aceea se supără pe mine oamenii și nu vreau să... da. Made in România. Adică, din vorbă în vorbă cu voi, o ia discul într-o parte. What the fuck is this? O ia discul într-o parte. Oameni buni, cam ăsta a fost terenul. Nu videoclipul. Mai stăm și mai filmăm aici cu voi, nu vă las așa. Dar ce-mi place mie la tractura asta este faptul că merge cât un far la el. Deci, e chioare, uite. Aș fi un selfie. Bine, asta este tractor că l-am luat primul. Deci... Asta e al doilea tractor pus de acel băiat care l-a cumpărat la Barba Verde și l-a pus la Dowland și ăsta văd că merge, are faruri, are tot ce trebuie, nu-i probleme, e trapez. Mie îmi plac foarte mult trapezele, cred că zic bine. Ăsta a avut și
un vecin de-al meu, ceva gen așa, ceva gen. Amică nu-l mai are, că l-a dat. Uite, mă, am luat ăsta, motor pornit și nu n-am văzut că are. A, cred că vechea noastră mă doare sub 29 lei. S-a transformat în asta, știți? Ce mică e, lui. De-aia am vrut să mai facem un videoclip cu un alt, așa să mai filmăm ceva chestii, treburi. What the fuck? Hai că am pus-o bine. Nu știu dacă v-am arătat data trecută. La mine nu m-am arătat, încă n-a apărut se combina. Avem aici o combină Dutz Far 5695 HTC de 8500 litri și vom lua header-ul pentru că vreau să văd dacă what? Terenul, după cum l-ați văzut în, mai jos, l-am l-am îndreptat frumos, ca să nu am treabă cu el. Dacă o face porumb, vom... Hai, uite de hai, nu pot urși o pantă. Mamă. Bun, bun. Trebuie că am un teren, dar vreau mai întâi să parchez tractorașul ăsta. Lăsăm aici pe toate, că mai avem treabă cu ele pe aici și nu vreau să mă duc la fermă. Ia să vedem terenul care, mă, deci avem 27-le, 28-ul. Începem așa, 27-le, 28-ul. 29-le avem, dar o să cumpărăm așa și uite așa. Și, bun. Acum, hai să vă arăt, bine, să vă arăt, că și voi știți probabil cum se îndreaptă un teren. Trebuie să mai cumpărăm un teren, băi, fraților, că nu vreau să îndrepte cum trebuie tractorul, terenul. Dacă ne supărăm... Păi, stai mai așa. A, stai așa. Așa, o trece pe ăsta, pentru că are pornire aici. Dacă tot l-avem pe ăsta aici, hai să-l punem și noi la treabă. Dacă are simple IC, trebuie să-l folosim. Deci am aici pornirea. Astea vitezele care limitează viteza și am aici și eu maneta care lasă jos discul și îl ridic. Hai să ne poziționăm cum trebuie, că
bine, e că nu l-am din cabină, că mi-a fost prea lene, dar... Aia e. Măcar să ne iasă și nouă bine cum trebuie arătura asta, că după aia dacă o fi să ne iasă cum trebuie discuia la una altă, nu mai contează, că oricum avem trenul la mare care se lucrează la el acum. Se lucrează la el acum. Să luăm gardul sau... Da, luăm, dar dacă avem... Bine că avem mod de ștergerea lucrurilor. Așa e, când ai tractoare noi, bine, și mi-a zis șmecher, dar na. UTB-ul UTB, până la urmă, marca românească, care nu se mai fabrică, dar rămâne tractorul nostru, al românilor. Chiar dacă mai vezi foarte rar câte unul că ăsta... Hai. Bun. Bun, mai dăm o două braze, trei pe partea asta aici. Aici la partea... Până la bine, nu până la stâlp, că după aia o să fim mai mult, probabil. Bine, acum nu ca o să fie terenul drept sau mai știu eu ce treabă. Dar cred că facem până la stâlp. Facem arătură, după băgăm și combinuta noastră, cea șmecheră, la lucru. Toate, hop, să parcăm pe dânsul aici momentan, că nu vreau să am probleme cu combina, când întoarce să rămână blocată pe aici, pe un vecin pe aici, că nu-mi place mie. Dacă știți ce zic. Bun. Așa. Având. Și așa. Și mai dăm, uite, cam așa și cam aia e. Da, nu uitați de like, share, comment, subscribe și să activați notificările că vă notifică când postăm video noi, videoclipuri noi, am să zic. Dar am cam bălbit un pic. Hai să ne poziționăm. Nu mai apăs pe V. Așa. Să vedem. Bun. Eu zic că barba verde le-a făcut foarte clasice aceste tractoare. Deci le-a făcut foarte, foarte clasice. Pentru că ai simplu IC și pe maneta care ridici sau cobori utilajul din spate. Deci nota 10 barba verde la acest videoclip. Te salut pe această cale și să ai spor în orice utilaj. Dacă iese drept treaba asta pe aici, nu mai dau să dau o bară. Sau dăm, nu o mai dau. Sau dau, nu știu ce să fac. Da, bine, că dacă dau până la stâlp, dau până la stâlp. Așa am spus. Acum sper să vă placă vouă acest video clip, pentru că e șmecher. Pentru că e șmecher. Și mergem la următoarea. Nu ai niciun stres pe el. Hai să terminăm și noi de arat, dăm în spate, dar aș pune combina, oameni buni, orice frumos se vede combina noastră. Dios farul. Uite, una, două, trei, patru, cinci, șase.
6, 7, 8 lumini. Haide, bine, 8. 11, 15 becuri. Cred. Aici, bă, nu, 17 proiectoare cu totul. Dacă deja facem multe activități pe farming. Așa, punem pe hash. Până facem pe hash ăla, poate facem și silos, silici, ați înțeles ideea. Dar o să jucăm cu zi, cu Don, 680, red, auto-trea, man. E cam un silici aditiv sistem. Și acum vreau pentru... Asta e pentru. Nu mai zic nimic. Care e pentru care strângi? Asta e o pentru strâns. Cred, nu știu, o să vedem, să ne uităm că încă nu știu exact. Care, cum este... Că mă bate rău tot. Termină și bucățica asta. Hai, tată. Hai, ești uite bine. Las așa, dă o masă. Dacă nu vrea să meargă mai în față, YouTube pleacă de morc. Tu, mi fude. Băi, bă, asta fuge, bă! Care am împăcat? Și aia fuge. Uite, aia pleacă, aia e de treabă. Meargă, dar vedem.
Mutăm, iau, Doamne, mă omoară, bă. Ai, mă, ce? Fiecare morcă de rus. Stai, bă. Ai, bine, s-a blocat în disc. Nu, hai că am prins-o. Până la urmă am prins-o. Toți mama, tăi, ai morcoță tu, fugi de mine, mă. Bine, cred că nu o să meargă, dar... Trebuia un header care strânge, măi, mă, un nou de-asta. Unde găsesc eu, că nu știu. Merge cu asta? Dacă nu merge, nu mai mă rog. Dacă văd că n-a fugit remorca încă. Luăm pe tractoresc ăsta, șmechea. Le iubim toate, tractorescul. Ciudată remorca asta. Ciudată rău. Nu știu ceva, nu mai încerc nimic, ai mai mult. Că văd că remorca aia fuge, ai treabă cu ea, dă-te măta. Arăm tot și dă un cor. Am vrut să fie un videoclip frumos, să fac ce-mi totul trebuie, frumos cum trebuie. Văd că remorca are furaje. Sau de silo nu operează. Mă duc la domnul judecat.